Care a fost, de fapt, problema ta cu Dan Petrescu, Alex? Sincer, ce să zic, nici acum nu știu ca și. Probabil nepotrivire. Când nu-ți place un om, dar asta reciprocă, ai explicații, n-ai explicat. Nu știu, nici ție nu-ți place. Îți place cineva din fotbal românesc care nu-ți place. Mie cine nu-mi place deloc, Robert Niță. Salut, Robert! Stai că nu mai zisese nimic, am înțeles. Înțeleg, cred că contează enorm de mult treaba asta. Dacă nu e... Ok, după aceea s-au întâmplat și foarte multe, dar și cu fostul președinte și cu mai multe, și astea au afectat lucrurile. Dar vreau să te întreb ceva, per total, te-a nedreptățit Dan Petrescu sau nu? Orice jucător spune că da, în același timp vreau să fiu și corect, nu pot zic că eram Maradona. Nu, vreau să-mi spui părerea ta, per total. Mie odată, adică o dată la ședință, a spus lucrul ăsta. Băi, poate pe Alex îl nedreptățesc că nu-l bag, dar asta simt eu. Și foarte bine că a spus lucrul ăsta. Adică la modul, ce poți să mai spui un antrenor când îmi spunea? Bun, dar ție de ce nu ți-a plăcut de el, Alex? Ce nu-ți plăcea la Dan Petrescu? Nu știu dacă nu mi-a plăcut neapărat ca și persoană. Eu voiam doar să joc mai mult. Asta era ideea. Voiam să joc mai mult, nu știu. Într-adevăr, prima dată când am venit stilul și astea nu-mi plăceau. Dar apoi m-am acomodat, câștigam campionate și am zis, bă, asta e, nu? Dar în același timp voiam să joc mai mult. Stilul mai așa, mai dintr-o bucată lui, nu? Da, și sincer, mie nu, adică am și vorbit de foarte multe ori și n-a declarat niciodată nimic despre mine și am și despre un antrenor care știa campionat de jos pălăria, bravo, e cel mai bun antrenor în momentul de față, dar în același timp, nu știu, dar nu vreau să-mi omor sufletul, adică nu v-aș face orice sacrificiu doar ca să fiu campion, adică să-mi iei din personalitate, să-mi ții, nu pot, adică prefer eu la o Cluj, de exemplu, să simt nebunia, energia, ce zicea aia seară, decât să fiu într-un stil așa, ținut cu bici și cu, nu știu, da, asta e părerea mea. Și cu o disciplină, probabil din punctul tău de vedere, care depășea cu mult limitele exagerate. Dar nu știu dacă e disciplină, adică mai mult decât disciplină. Disciplină e, măi, și eu disciplinat, adică doar nu sunt întâmpit. Adică ce era? Un fel de, cu ghilimele, un dresaj, practic? Nu știu, nu vreau să vorbesc, să folosesc cuvinte mai dure, dar... Pentru sufletul meu nu era ce trebuie, pentru sufletul meu. Nu știu, eu nu pot să fiu așa, dacă puteam să fiu așa, probabil mai stăteam pe acolo, mai puneam o perie pe antrenor pe acolo și eu nu sunt genul ăsta și nici nu vreau să fiu. Dar nici nu mă laud cu treaba asta, poate greșesc, nu poate am de pierdut. Dar ce, e prea dur, Dan? E prea dur? Nu e prea dur, dar modul în sine, cum, nu știu, nu a fost pe sufletul meu și nici eu n-am fost pe sufletul dumnealui, asta e clar, dar încă o dată zic asta, nu... scuze sau nu, astea nu iau din merite faptul că a câștigat atâtea campionate sau că a fost ca jucător fabulos și mi-a marcat copilăria, poate dacă nu tătea golurile alea cu Anglia, nu mai, eu știu, nu mai eram acum numai și ca în fotbal, știu că practic de aia ne-am și apucat de fotbal.